Alt domeniu. Mă interesează domeniul ăla de care vrei să da? Serviu. Sigur că mă interesează, că, repet, am copii, nepoți, nepoate, care trăiesc aici și mă interesează ce se întâmplă. Nu mă mai bag eu, că m-am săturat. Nu știu, nu am cercetat. Pur și simplu atunci, și acum 10 ani, vi s-a luat? Da. Păi nu, toată lumea a crezut că m-a prins DNA-ul cu nu știu ce și o să nu știu cum. Alții au zis că am cancer și o să... N-am avut, adică încă n-am. Doamne ferește. Așa? S-au făcut tot felul de speculații că n-a crezut nimeni că okay. Chiar m-am retras. Numai că... Acum, dacă ar fi să o spun așa, eu n-am intrat niciodată în politică. A intrat ea mine. Eu am ieșit la Revoluție să-l dăm jos pe ăla. Da, da. Da? Și recunosc că îl uram din tot sufletul. Adică, cred că dacă se cerea atunci... Dom'le, cine vrea să facă parte din plutonul de execuție? Eu eram primul. Chiar așa? Da, primul. Mă scriam primul. Nu știu dacă apucam, da. Din cauza tinereții sau... Nu, din cauza că mi-a mâncat viața. Nu puteam să fac nimic. Pe vremea aia erau unii care mai aveau pile. Alții care mai aveau rude la țară și aveau ce mânca. Eu aveam doi copii, n-aveam nici pile, nici rude, nici nimica și n-aveam ce să le dau de mâncare. De adevăratelea. Mă duceam la 4 dimineață, la coadă. Nu stăteam eu, stăteau alea. Știu, alea le știu, știu, stăteau, știu. Noi stăteam la benzină, la carne, la orice, da? La pâine, da. Și câteodată apucam, câteodată n-apucam. Și după aia luam speciala și mă duceam la fabrica de avioane. Fabrica de avioane de la Craiova e la mama dracu, în afara orașului. Și la 6:30 venea speciala, la 7 fără un sfert plecam, la 8 fără un sfert ajungeam, intram la fabrica. Din Craiova n-aveați olsit? Avea olsit unii. Dar nu era special. Dar avea, costa 75.000 de lei și eu aveam 1.920 de lei salariu. Dar în industrie nu era niciun favor pentru industria aviatică, pentru... Nu. Să vă dea un bon de ceva. Era unii care câștigau foarte bine acolo, câștigau bine piloții de încercare de la centru de încercări în zbor, că eu n-am lucrat chiar în fabrică la început, eu am fost repartizat la centru de încercări în zbor. Eu am terminat al doilea, al treilea. Că de fapt am terminat al doilea, dar a fost o fată care s-a măritat cu un conferențiar și i-a dat 50 de sutimi că sport a avut activitate sexuală, care, culturală. Da, da. Nu, că a divorțat imediat după aia. Da, da. Așa. Da, da. Și am intrat și erau 10 locuri la Craiova, unul la centru de încercări în zbor și 10 la fabrica de avioane, 11 în total și l-am luat pe ăla de la încercări în zbor. Ceea ce a fost o greșeală, că era militar. Dar nu contează. Fabrica ce mai face acum? Nimic. Mersi, bine. Stă. Adică ia fabrica, stă. Nu are oameni în ea, nu are nimic. Păcat. Erau povești că se privatizează, că se vinde, că avea datorii, că nu știu ce, dar păi mai, ar mai fi loc să se mai producă? Ce trebuia să producă fabrica? Păi nu, producea niște avioane de luptă, care iar EU-93 nu a fost poate cine știe ce, dar iar EU-99 e bun, cred că și acum. Pe tehnologie românească, 100%? Da, sigur, cu aparatură de acum, nu de acum 15-20 de ani, dar nu, avionul atunci... Avionul este foarte bun. Era concepție pur românească? Pur românească, da. Făcută la București, la Inglesi. Nimic în limba rusă? Nimic? Nu. Păi tocmai că era împotriva limbii ruse. Iar EU-93 primul, noi îl făceam împreună cu sârbii. Sârbii făceau, dau și eu un exemplu așa simplu, două rânduri de aripi și noi făceam două rânduri de fuselaje și schimbam. Aha. Tocmai ca să ieșim de sub influența avioanelor rusești. Sârbii au și luptat cu el atunci în 91, cu tare. Și Rombacu, care era contribuția noastră? Mai puțin, a României. Mai puțină. Dar s-a asamblat ceva tot. Aici? Nu, s-a asimilat tot. Unde și se motoarele. Făcea? Motoarele se făceau la turbomecanica. Motoare cu turbină, Viper, da, da, da. Și ce era? Iar avionul se făcea la București aici, la Băneasa, și la Roma Aero. Ce era englezesc? Licența, conceptul, proiectul. În rest s-a asimilat totul la noi. Ceaușescu avea ideea asta că totul, adică trebuie făcut aici. Da, mai importau ei, așa ura, zis, import de completare. În ura față de el... Adică, unde, cine, de ce avea și părticica asta să facem și un avion, și un elicopter, și un avion de luptă și cu tare? Adică, că ne-a făcut praf cu condițiile de trai. Am văzut ieri la o adunare de asta, la Strasbourg sau nu știu ce, sau la de asta, nu mai știu, la ONU, habar n-am că mă țăiam,
era dat exemplu la o întâlnire de asta de 100 de țări, zicea, domne, până acum, de ce vă fasoliți așa cu datoriile? Pentru că am dat un singur om pe planeta asta la bucat nebunia să plătească datoriile. Da, da. Și a spus Nicolae Ceaușescu, restul stați liniștiți cu cât aveți, păi nu, da, cu cât aveți mai multe datorii, cu atât o duceți mai. Dar în nebunia lui sau doar ca să se vorbească de el, de România, permitea chestii de astea, gen un avion, gen cu tare? Nu, nu, el încerca să arate că România poate să facă de toate. Dar nu el și partidul, erau și oameni pregătiți. Erau, dar îi țineau deoparte așa, nu prea. Dar nu zicea că l-a făcut el avionul, nu, el nu, cu verdeț. Nu, nu, nu s-a pus problema avionul, Rombacu mă refer, da. A venit când el a vrut să iasă în lume și lumea puțin așa a zis, bă, ăsta e un pic mai altfel, așa. Da, uite, în 68 cu cehii s-a pus pe partea înaltă. L-a plimbat și regina cu caleașca. De atunci s-a la Rombacu. Americanii ne-au dat clauza, da. Contractul pentru avioanele BAC 1 11, BAC 11, s-a luat când a fost acolo. Adică, pentru plimbarea lui cu caleașca, i s-a spus, bă, te plimbi cu caleașca cu regina. Da, e și ceva, și tu, avionul, e și ceva la pachet. Da, 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 păi, și tu un ban. Și astăzi se întâmplă la fel. Adică nu se duce nimeni dintr-o țară mică și să nu vină fără să vină cu niște cumpărături. Inclusiv în România, aici, da. Mai ales.